Cu toți avem prin preajmă un vecin sau un amic atot cunoscător care ne-a avertizat să nu cumva să facem greșeala să montăm încălzirea prin pardoseală, că garantat vom avea o inundație. Cât este mit și cât este adevăr în aceste legende urbane, vă propunem să aflăm acum de la specialiști. Ei sunt cu siguranță cea mai indicată sursă de informare. Suntem alături de domnul Mircea Costin, reprezentantul și instalatorul șef al firmei de instalații termice și sanitare. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă, în primul rând, încălzire prin pardoseală pentru cei care încă sunt în neclaritate cu acest termen? Un sistem de încălzire în pardoseală presupune montarea unor țevi. Acum, în momentul de față, avem aici un tip de țeavă și o calitate de țeavă mult mai superioară, calitatea mai bună, să zicem așa. Ele vin montate la un anumit pas într-o pardoseală pe o placă cu nuturi, după cum avem exemplificate și aici, urmând să fie conectate într-un distribuitor colector care va fi conectat la o sursă. Această sursă poate să fie o centrală termică, o pompă de căldură sau, orice altă sursă de încălzire, răcire, în funcție de ce posibilități avem acolo. Acest sistem se va încălzi, ca să înțeleagă lumea, exact ca și un calorifer, dar se va încălzi toată pardoseala. De fapt, noi ne vom încălzi cu un bloc de șapă care va veni turnat peste această țeavă de respectat, și aici avem niște standarde respectiv la grosimea șapei. Nu o să turnăm șapă nici după ureche, nici... Sunt niște măsurători date de către fiecare furnizor al țevii care spune grosimea șapei optime este de 7, 5, 7 cm, 9 maxim. Deci grosimea șapei este foarte importantă pentru a asigura o încălzire de calitate. Bineînțeles, este elementul esențial. Pe lângă țeava care vine montată în pardoseală, și grosimea șapei și finisajul care vine peste șapă este cel mai esențial lucru din toată lucrarea. Am înțeles. Vreau să vă mai întreb, dacă încălzirea prin pardoseală se poate monta în orice tip de locuință? Am mai auzit idei cum că se poate doar pentru clădirile noi, locuințele nou construite și sub nicio formă în blocurile vechi. Este total greșit. Se poate monta în orice tip de locuință, datorită sistemelor inovative care au promovat în ultimii 5-10 ani, să zicem așa. Avem diferite grosimi de țeavă care ne pot ajuta să nu ridicăm grosimea șapei decât cu 3-4 cm finit. Adică într-un apartament, dacă ridicăm cu 3-4 cm, putem să montăm un sistem de încălzire în pardoseală fără nicio problemă. Nu se pune problema, deci, să luăm din înălțimea camerei sau să simți că 3-4 cm... tavanul te apasă din această cauză? Nu, deci 3-4 cm nu cred că este se observă la nimeni, nu numai la dumneavoastră. Vă dați seama, 3 cm nu vede nimeni într-o casă că este mai mică sau mai joasă sau așa mai departe. Adevărat. Vreau să mai lămurim niște mituri care mai circulă în legătură cu încălzirea prin pardoseală. Ce puteți spune celor care consideră că nu e o idee bună, deoarece țevile se pot sparge și trebuie să-ți demolezi jumătate din casă să repari lucrurile? Țeava nu se poate sparge decât intenționat sau mecanic. Adică cineva vrea să ți-o spargă și nu spune, da? Care oricum se elimină prin faptul că toată lucrarea este sub o probă de presiune predată constructorului, beneficiarului și așa mai departe, deci aia este exclusă, sau mecanic, în momentul în care în acea casă, locuință, clădire, intervin anumite lucrări care pretind găuri, șlițuiri și așa mai departe și se taie efectiv. Pentru acest lucru există sisteme de îmbinare garantate de către furnizor, deci țeava se poate repara fără nicio problemă, se toarnă șapa, sistemul va funcționa în continuare. Este total exclus să distrugi tot casa sau tot clădirea pentru o țeavă spartă. Chiar și în cazul unui incident se poate remedia punctual problema pe o porțiune foarte mică. Nu trebuie să strici toată podeaua, nu? De verificare, există senzori cu care se poate vedea unde anume curge apa, există senzori de termici care se poate verifica unde este căldură, unde nu este căldură. Totuși am evoluat un pic față de acum 20 de ani și putem să remediem lucrurile punctual. Deci nu avem nevoie de a distruge sau a sparge, dar totul să fie făcut de către un sistem, v-am zis, profesional și competitiv. Dacă am făcut tot felul de improvizații, nu cred că se va fi chiar așa punctuală intervenția. Haideți să vorbim acum despre avantajele instalării unui astfel de sistem de încălzire prin pardoseală și începem în primul rând de la costuri, care sunt luate în calcul, cred că, prima dată de către oricine. Deci prima dată, să știți, costurile vor fi mai mari.
În sensul că... Costurile de instalare, investiția inițială e mai mare puțin? Este mai mare față de un calorifer bun. Acum, dacă luăm un calorifer mai slăbus sau mai de proastă calitate sau cum vreți să-i spuneți, atunci investiția unui sistem de încălzire în pardoseală este mare. Dacă luăm un produs bun, comparativ cu o încălzire de pardoseală mediu spre bun, chiar spre high, atunci prețul nu este foarte mare. Este undeva, dacă nu mă înșel, cu un 20% mai mult, dar economia acestui sistem pe toată durata utilizării lui este undeva până în 30%, 35%, dacă îl folosim corespunzător. Că și aici trebuie să citească și cel care o folosește puțin, cum se folosește și așa mai departe. E un pic diferit față de calorifer, că îi dai drumul, acum vreau să-mi fie cald, inerția lucrează altfel, așa, e o chestie. Dar după cum am zis, economia este până la 30% mai mare în toată utilizarea ei, cât 50-100 de ani cât putem. Asta ar fi de luat în considerare categoric, deci poți să faci economii pe termen lung. Și spuneați ceva de 30 de ani, 50 de ani, puteți într-adevăr să vorbiți despre un orizont de timp atât de lung? Da, putem vorbi fără nicio problemă. Sistemul este garantat 10 ani, durata lui de viață este 100 de ani, noi avem montate sisteme. Chiar dacă eu, să zicem, firma mea din stare este înființată abia de 6 ani, dar sunt sisteme montate de peste 15-20 de ani, funcționează și nu avem nici cea mai mică problemă. Bineînțeles că o întreținere aferentă la 5, 7, 10 ani s-a mai spălat instalația, s-a întreținut și așa mai departe. Ca și orice lucru, dacă nu mai folosești, nu-l întreții, nu ai cum să ai și randamentul care trebuie. Ce înseamnă o întreținere în cazul acestei instalații de încălzire prin pardoseală? Pentru că marea parte a instalației este ascunsă, nu prea ai acces. Există niște distribuitoare care sunt montate în anumite părți ale etajului respectiv sau al casei sau al zonei respective. Acolo avem un sistem prin care avem o pompă specială prin care se spală efectiv această instalație. La un 7 ani e recomandat o spălare, nu neapărat chimică, dar o spălare este necesară pentru a îmbunătăți calitatea apei care se află în acest sistem. Da, care circulă prin sistem. Care circulă prin sistem, fiind un circuit închis. Că este un circuit închis, deci asta va trebui înlocuit. Vreau să vă mai întreb dacă ați instalat aceste tipuri de sisteme ca alternativă, ca modalitate alternativă, pe lângă un sistem clasic de încălzire, să fie o casă care are atât caloriferă cât și încălzire prin pardoseală? Da, avem chiar multe case din cauza unor zvonuri care circulă, că ți se încălzește dormitorul și nu poți dormi noaptea și tot felul de chestii care nu sunt reale, oamenii sunt foarte sceptici și atunci avem pe partea de living, bucătărie, zona de zi, avem încălzire în pardoseală, iar pe partea de dormitoare avem sisteme cu calorifere, pentru că oamenii așa au citit ei și așa au auzit și nu vreau să-și monteze sistemele de încălzire în pardoseală și în dormitoare. Asta ar fi încă un zvon, încă un mit care circulă, da, nu? Da, circulă, da, și este foarte greu de din păcate sunt anumiți oameni care nu vreau să... Noi, de fapt, citim, studiem, nu povestim ce ne-a zis nici vecinul, nici vecina, nici... Venim la cursuri, ne specializăm, învățăm în fiecare zi lucruri noi și încercăm să le implementăm clienților noștri. Deci nu, în cazurile acestea ar fi indicat să consultăm un specialist, nu să cerem sfatul vecinului sau prietenului de la terasă, nu? Da, asta ar fi cel mai bine. În orice lucru, și când îți iei o mașină, mai întreb un prieten poate ce culoare sau asta, dar totuși discuți cu un mecanic, vrei să-ți alegi o mașină. Așa este și cu sistemul ăsta. Este un lucru bun sau să faci casa, vorbești cu un constructor sau cu un diriginte de șantier. Nu o să vorbești cu o persoană care nu lucrează în informatică. Sigur nu o să-ți spui detalii despre acest lucru. Cât ar dura să instalați un sistem pentru o casă de aproximativ 60 de metri pătrați ca timp? După cum știți, problema gravă este în Cluj, problema instalatorilor și nu numai, a tuturor personalului de muncă. După o programare prealabilă, poate să dureze undeva până în 5 zile cu totul predat la cheie spre a turna șapa. Dacă ar fi să vă gândiți la un dezavantaj legat de această instalație în pardoseală, care ar fi primul? Sau ce impediment v-au ridicat clienții așa la fața locului? Din experiența dumneavoastră. Deci, în primul rând, problema mai gravă ar fi investiția inițială. De aici pleacă toate problemele. A doua problemă sunt, ca și orice lucru, sunt 1000 de sisteme de încălzire în pardoseală. Și atunci avem de unde alege. Prețul unui produs căzut se regăsește undeva în calitatea țevii, în calitatea
Murphy care este introdusă la dumneavoastră în casă. Deci nu există un produs foarte ieftin și de foarte bună calitate. Nu se poate compara. Și până la urmă faci rabat la sistemul acela care va fi montat sub șapă și problemele pe viitor pot să apară destul de curând. Da, pot să apară și avem o problemă în cazul în care într-adevăr se sparge o țeavă. Există riscul să nu găsim acel fitting de îmbinare pentru a remedia punctual problema respectivă. Pentru că acel furnizor este un an, doi, trei pe piață, vinde la toată lumea și după aia pleacă. Sau pleacă în București, sau pleacă, nu se mai găsește. Mergem la intervenții și nu reușim să le remediem pentru că nu se mai găsește furnizorul. De ce? Pentru că am luat ceva ieftin, acum, punctual. Nu am luat un produs care are cât de cât o istorie de la un furnizor care numai cu asta se ocupă. Am luat ceva comercial. Ieftin, mi-am pus în casă. Și cum procedați totuși dacă aveți un client care, ok, și-a făcut o lucrare, s-a întâmplat un asemenea ghinion, s-a stricat ceva sub pardoseală și nu mai găsiți cum să înlocuiți cu ceva similar? Din acel distribuitor colector, dacă este montat, bineînțeles că sunt cazuri unde nu este nici măcar l-a montat, unde este montat se izolează acea zonă, un perimetru, pentru că o anumită cantitate de țeavă se montează pe un anumit număr de metri pătrați, dat de către proiectanții care ne oferă susținerea în proiectele noastre. Și atunci, izolăm acea zonă. Dacă este o zonă mare, automat, aparent, altă soluție nu există, tragem încă o sursă de încălzire, respectiv un calorifer. Uh-huh. Și acea zonă va rămâne fără sistemul de încălzire în partea sala, respectiv X metri pătrați. 7, 10, 5, în funcție de cât de lung a fost acel circuit care deservea zona respectivă. Deci, practic, sigilați o porțiune din casă și restul rămâne funcțional. Dacă este mare acea porțiune, cum am spus, atunci va trebui să mai adăugăm o sursă de încălzire. Da, deci în concluzie este bine să nu facem rabat prea mult la preț și calitate la început, pentru că apar problemele ulterior și deja devine complicat totul. Trebuie să găsim o soluție, să ne menținem clienții lângă noi și să încercăm să le satisfacem, să zicem, nevoile pe toată partea asta cât de mult, pentru că dânsii sunt oglinda noastră. Mulțumesc frumos! Și vă mulțumesc! Pariați pe tradiție sau sunteți adepți unui interior personalizat? Fie că vorbim de un scaun iubit, dar ponosit de-al bunicii, care are nevoie de o nouă înfățișare, fie preferați o piesă de mobilieră asortată perfect locuinței dumneavoastră, tot ceea ce nu vă mai mulțumește se poate retapița. Suntem alături de Dan Munteanu, cunoscut clujenilor ca și Dan Tapițerul. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că ne-ați primit în atelierul dumneavoastră, unde se întâmplă adevărate minuni. Și vrem să spunem clujenilor că Dan practică o meserie pe cale de dispariție. Redă o nouă viață pieselor de mobilier. Da, este adevărat. Mă bucur că ați venit. Vreau să împărtășesc celor care ne vor vedea câteva dintre chestiile pe care noi le facem. Știm multe să facem, dar din păcate timpul este limitat. Personalul este limitat. Clujul, ca de obicei, și cum sunt peste tot, în toate meseriile, duce lipsă de personal. Am înțeles că problema mâinii de lucru este foarte greu de găsit. Meseriașii care sunt meseriași au atelierul lor, iar cei care, nu știu, pleacă de pe băncile școlii, se gândesc la totul altceva. Spuneți-ne ce produse exact recondiționați aici, cele mai solicitate piese de mobilier, care ar fi? Foarte greu de spus pentru că sunt multe. De recondiționat se pot recondiționa foarte multe. Problema este că dacă sunt foarte vechi ne întâmpinăm necazuri la găsirea materiei prime. Nu mai găsim păr de cal, nu mai găsim iarbă de mare, nu se mai găsește o batelină bună decât cea sintetică. Arcurile nu mai sunt bune, sfoara nu mai este bună și atunci lumea încet, încet renunță la aceste lucruri și facem modern. Să și înțeleg îmbinăm, că... îmbinăm vechiul cu modernul. Și atunci folosim burete, folosim
alte chestii pentru umplutură. Înlocuitori. Da. În mod normal ați prefera să găsiți același tip de material, să nu există nicio diferență pentru piesele vechi? În retapețarea unui scaun, dacă vrem să restaurăm și să păstrăm originalul, da, corect ar fi să se folosească aceleași tipuri de materiale. Așa. Umplutură, bine, țesătura de deasupra, ce se vede, e mai puțin importantă. Aia o alege clientul cum vrea. Dar în interior, dacă obiectul este vechi, din anii, nu știu, 60, să zicem, da, acolo vom găsi iarbă de mare, poate. Sau vom găsi arcuri și o baterină cu pânză de sac. Totul este cusut manual, totul, arcurile sunt legate manual. Ei, acolo ar trebui să fie același lucru dacă restaurez. Dar, din păcate, nu le găsim. Și atunci, ca să umblu pe nu știu unde, la magazine vechi, și cu vechituri, să cumpăr eu altceva care este tot vechi și să pun într-un scaun care practic ar fi nou, nu o fac. Interes. Nu ar fi corect cu clientul. Spune-ne, ce presupune concret? Care ar fi pașii prin care trebuie să treceți dacă vreți să restaurați, de exemplu, un scaun adus de cineva, un scaun moștenit de la părinții lui, dorește să schimbe tapiseria și, nu știu, poate șezutul s-a lăsat. Ce faceți concret? Da, dacă trebuie restaurat doar tapiseria la un scaun, mergem sau clientul aduce scaunul sau noi mergem la client. Depinde cum credem înțelegere. Da. Și preluăm scaunul. De acolo încolo, după ce se face alegerea materialului, se dă comandă de material dorit, pentru că mostrii sunt o grămadă, da, și alege clientul ceea ce dorește, ceea ce îi place, ceea ce le prezintă în casă, acolo unde vrea să pună acest scaun. Am înțeles că aveți un mostrar complex aici, la dumneavoastră, la atelier. Da, sunt foarte multe mostrare. Acolo este cel mai greu când vine clientul să aleagă, pentru că le puteți vedea. Da. Sunt atât tapizării, cât și mostră de piele? Din păcate, cu pielea naturală e mai greu, pentru că încercăm să mergem pe ecologic. Într-adevăr, rezistă mult mai mult când clientul dorește neapărat să poate rezolva. Sunt mostrare, vedeți, cu piele ecologică și cu plușuri foarte mult. Predomină, da, plușuri. Da, o gamă foarte variată de culori, da, foarte. Sunt făcute și la noi în țară. Avem fabrici de textile. Eu cunosc doar una și colaborez cu ei foarte frumos. Celelalte sunt din import. Foarte bune calitativ. Nu încercăm să luăm cei mai buni. Ca produsele pe care le realizați aici să dureze. Calitate. Oferiți și o garanție produselor? Da, sigur că da. Garanția materialului în, da, sine pornește de la 2 ani și poate ajunge până, da, la 5. Da, e foarte mult. Da, da. La fel și garanția pe care o ofer eu clientului este aceeași. Nu pot să ofer mai puțin. Pentru garanție. Manopera, așa-i? Sigur că da. Manopera și materialul este garantat 2 ani de zile sau 5 ani. Depinde ce se alege. Pentru că sunt materiale care rezistă mai mult. Cum e asta, de exemplu. E un material făcut special pentru clinici, spitale și rezistă la chimicale. Trafic intens. Trafic intens. Sunt rezistente la bacterii. Da. Da, e un lucru foarte bun și trebuie să avem grijă ceea ce folosim la aceste. Pot fi dezinfectate cu, da, produse speciale, sigur, profesionale. Da. Atunci trebuie să reziste. Un alt produs care nu este specificat ca fiind bun pentru clinici și spitale, da, nu a rezistat de mult la chimicale. Am înțeles. Și trebuie să avem grijă acasă cu ce ștergem, canapeaua, fotorile și scaunele din piele ecologică. Deci instrucțiunile de folosire sunt foarte importante după ce pleacă magazin, de aici, da, produsele. La magazin niciodată nu o să vi se spună, știți, nu aveți voie să curățați acest produs cu chimicale care conțin alcool. Da. Nu o să vi se spună chestia asta. Deci trebuie evitat orice fel de chimicale. Adevărat, de cele mai multe ori ți se recomandă produse speciale pentru piele, dar mai multe detalii nu cred că primim în magazine. Nu. Și nu este o piele naturală. Da. Deci produsele care sunt pentru piele naturală sunt pentru piele naturală, pentru, da, piele ecologică nu cred că există un produs special de curățat. Ce putem folosi prima dată la piele ecologică este pur și simplu apă caldă. Am înțeles. Se curăță cu apă caldă. Cât rezistă mâna? Să o putem curăța. Dacă nu se duce, se poate apela la săpunul lichid. Banalul săpun lichid sau un amestec cu apă,
cu să pun lichid cu o cârpă și se poate șterge. Pentru că dacă, știți cum, se face curățenie, curățăm geamul cu cif, da, cu, nu știu, cu ce pentru geamuri. Și vedem, este murdar și scaunul, să stergem și pe ăsta. Nu este bine. Acel produs conține alcool. Care sunt produsele cele mai solicitate de către clujeni? Vă pot arăta, chiar acum am finalizat o lucrare. Ce nu se poate găsi în magazin? Aia se cumpără, se comandă la noi. Și aici avem un căpătâi de pat. E o tăblie de pat. Lateralele nu sunt tapizate, depinde fiecare cum vrea să-și facă acasă. Așa ceva la magazin, pe dimensiunea dorită și culoarea dorită și modelul dorit, n-ai să găsești. Și atunci trebuie să apelezi la cineva care poate să-ți facă. De obicei, un tâmplar face mobilierul în casă, îți face mobilierul. Partea de lemn, de pal? Lapurile și vrei un pat tapizat. Și atunci trebuie găsit un tapițer. Și l-am găsit aici. Da, cine o fi el. Și putem face o minunăție de tăblie de pat care să dea o nuanță de culoare poate în dormitor sau să ne reprezinte printr-un model anume. Am făcut și cu fluturi, am făcut și cu nasturi și fără, și cu cusături și fără, cusături și simple și complicate. Deci în momentul în care vrei să ți personalizezi dormitorul, living-ul cu ceva anume și nu găsești în magazină, este cea mai bună soluție să intervii, da, cu un mobilier personalizat? Se pot face foarte multe lucruri. Vin clienții cu poze de pe internet și atunci trebuie să ne dăm seama cam ce este în acea poză ca să reproducem un model, nu știu, nu neapărat bine cunoscut de la anumită firmă, dar putem amesteca. Putem să facem ce dorește clientul. Spuneți că vin clienții cu poze și recomandări, lucrați și cu designer de interioare care recomandă ei clienților ceva anume și atunci vin cu rețeta practic prescrisă? Sigur că da. Când sunt implicați designeri, acolo este strict, trebuie să respecti proiectul. Pentru că acolo sunt date niște cote, sunt niște culori, avem modelul respectiv și nu putem să ieșim. Într-un fel e poate mai simplu, pentru că aveți toate recomandările, sau e mai complicat pentru că nu găsiți tot ceea ce își doresc clienții? Și da și nu. Câteodată, ca să faci pe calculator un proiect, poate fi simplu. Ca să pui în practică, nu mai este atât de simplu. Și de multe ori ne confruntăm cu probleme care apar pe parcurs din cauza că nu știm ce se va întâmpla, dar ieșim cu bine. Care e cea mai interesantă sau ciudată cerere din partea vreunui client? Ce piesă de mobilier mai aparte vi s-a cerut? Restaurarea unei calești. O caleașcă. O caleașcă, wow! Din anii 20. Din păcate, nu se va vedea pe străzile din România. A fost un client din Germania. Am restaurat două ale acelui client. Una a fost mai nouă, din anii 60, dar cea din anii 20 a fost extraordinară. Un proiect foarte frumos. Am respectat totul cu strictețe, pentru că nu ne putem juca cu un obiect vechi. Cu siguranță. Și am ajuns la capitolul acesta în care vreau să vă întreb... Ce mai restaurați pe lângă piesă de mobilier? Oh. Tocmai am văzut ieșind pe ușă un client cu o șa de motocicletă, da, dacă spun corect. Șa de motocicletă facem personalizate, le facem conform cu originalul, putem modifica pentru confort sporit. Da. Poate și motocicleta este prea înaltă și cine o călărește e prea scund și mai vrea să tăiem din burete. 2 cm. Deci puteți adapta... Exact cum dorește clientul. Putem adapta, sigur că da. Sunt multe chestii, le avem pe pagina personală de tapiserie a atelierului, Dan Tapițerul, da, SRL. Se pot vedea acolo foarte multe chestii făcute de noi. Ați pus ceva de mașini, recondiționați mașini, tapiserii, da, volane? Facem tot ce putem face într-o mașină, pentru că tehnologia ne depășește. Noi facem totul manual, în afară de cusut. Aia o face mașina de cusut. Da. Dar ca să poți să faci un panou de ușă, așa cum a fost el făcut în anii 70 sau în anii 60, nu mai putem face. Pentru că a fost lipit la cald, cu o anumită presă. Fabrica investește foarte mulți bani. Noi nu putem să facem astfel de investiții. Și atunci noi facem totul manual. Dacă putem să facem manual, să arate precum originalul, chiar dacă nu este original, atunci da,
pot să fac să restaurez o mașină. Un Mercedes Cobra, restaurat de curând. Cred că a trecut un an. Putem face, dar... Cum procedați când vine un client și spune, uite, vreau să refac tapiseria mașinii, inclusiv portierele, interioarele, dumneavoastră demontați mașina? Adică, concret, mi-e foarte greu să-mi închipui că vine clientul cu portiera sub braț, sau nu știu. Bun, aici putem să facem o demontare, sau poate că mașina deja este la un atelier de tinichegerie. Și acolo este deja demontată, pentru că se lucrează deja la ea. Am aici în atelier un interior de Mercury Monterey. Este o mașină din America. Și așteaptă la tinichegerie, la vopsitorie. Din păcate, piesele sunt foarte greu de găsit, pentru că vin din America, se mai trimit și greșit, pentru că nu corespunde cu modelul. Aștept cu nerăbdare să-mi intre mașina în atelier, să ne apucăm de treabă. Comenzile acestea mai speciale vin din partea românilor sau aveți clienți și din străinătate? Sunt clienți din străinătate. Să știți că am avut scaune din Olanda, da. Din Amsterdam. Bine, tot ale românilor, da. Dar am avut și clienți din Franța, francez. Am avut și clienți din Italia, italieni, care au venit la mine, cu toate că în Italia sunt tapiserii renumiți și în Franța, poate că e mai scump. Nu știu ce să zic. Și de aia au apelat la serviciile noastre. Mulțumim frumos! L-am avut alături de noi pe Dan Tapițerul, un brand deja cunoscut al Clujului, este imposibil să nu auzi de el, indiferent că îți dorești o canapea recondiționată, un interior de mașină sau lucruri mai aparte, un căpătâi de pat sau, de ce nu, o șa de motocicletă. Mulțumim pentru tot! Mobilierul italian a fost mereu un etalon în designul interior. Dar cum adaptează clujenii trendurile la bugetul personal? În ce măsură ține cont de recomandările specialiștilor? Sunt accesibile pentru clujeni piesele de mobilier din gama premium? Sau ce combinații de modele, culori și materiale sunt în tendințele anului 2018? Despre toate acestea ne vorbește Timea Santa. Bună ziua, suntem alături de Timea Santa, managerul showroom-ului cu mobilier de lux, Natuzzi. Suntem înconjurați aici de foarte multe lucruri spectaculoase, începând de la piese de mobilier și accesorii, corpuri de iluminat. Ne puteți spune câteva cuvinte despre liniile de produse pe care le aveți aici? Da. Bună ziua! Da, am introdus o colecție nouă. Am adus mobilier nou, adică suntem deschiși cam de un an, dar am încercat să aducem mobilier nou. Avem canapele și colțare de stofă, de piele, avem pat, măsuțe de cafea, faimosul Revive, fotoliul inovativ de la Natuzzi, corpuri de iluminat, masă de dining cu scaune din piele. Observ că aveți foarte multe texturi în showroom-ul dumneavoastră. Ce preferă clujenii însă? Preferă pielea ecologică, pielea naturală sau materialele textile? Natuzzi lucrează doar cu piele naturală. Sunt două tipuri de piele, pielea protejată și pielea naturală. Pielea protejată înseamnă că pielea are un strat de protecție care uniformizează pielea, devine mai rezistentă și de obicei este ideal pentru familiile care au copii mici sau animale de companie. Iar pielea naturală este lăsată pielea în modul ei natural, cu mici imperfecțiuni, înțepături de țânțari, culorile puțin mai șterse. Sunt mulți clienți care preferă, sunt iubitori de piele și atunci ei spun că dacă pielea este naturală, nu există disconfortul acela de rece, vara și lipicioasă. Da. Cealaltă categorie de persoane care preferă textilul pentru că conferă o atmosferă mai cozy, mai homey și paletarul de culori fiind unul mai neutru, sunt foarte multe nuanțe din care pot alege și ei oricum optează pentru culori puțin îndrăznețe și atunci se regăsesc foarte ușor în paletarul de culori. Chiar vreau să vă întreb despre culori. Observ multe nuanțe neutre, culorile pământului aici în showroom. Asta este direcția pe care dorește să meargă brandul dumneavoastră? Da, Natuzzi cumva a păstrat
drumul acesta cu culorile neutre, pentru că culorile neutre nu se demodează niciodată și se potrivesc cu orice stil, un stil mai contemporan, avantgardist sau clasic chiar. Pot fi integrate în orice tip de locuință sau instituție. Da, da. Și atunci se pot crea cu alte accesorii, o pată de culoare, dar se pot păstra mobilierele mari, nu trebuiesc schimbate anual sau cum se schimbă și moda. Și se poate redecora mult mai ușor așa, schimbând doar accesoriile, corpurile de iluminat sau un tablou, de exemplu, nu schimbând o canapea mult mai costisitoare financiar. Exact, exact. Însă, Natuții de anul trecut a introdus și o nouă gamă de culori, un paletar nou, pentru un public mai tânăr. Deci acolo regăsim culori puțin mai vii, apar culori la fel naturale, dar sunt culori mai vii, să zic așa, un roz pal, un albastru pal, un verde pal, galben și așa mai departe. Spuneți că mai există o linie de produse pe lângă linia principală, care e cea a mobilierului de lux, o gamă ușor mai accesibilă, este cea adresată în special persoanelor care locuiesc în apartamente. De regulă au apartamentele suprafețe puțin mai reduse decât o casă. Da, Natuții a creat o nouă gamă care se numește Natuții Editions pentru un public mai larg, cu prețuri mai accesibile. Modelele sunt diferite, însă calitatea nu se schimbă. Materialele și cadrele de lemn sunt aceleași. Singura diferență este paletarul de culori, de stofă și de piele sunt puțin mai restrânse decât la Natuții Italia. Deci calitatea rămâne aceeași, doar dimensiunile mai ușor de integrat într-un apartament și gama de culori puțin mai restrânsă. Spuneți-mi ce tip de obiecte, tip de produse este cel mai vândut la dumneavoastră în showroom? Canapelele, măsuțele de living, măsuțele de cafea? Cel puțin în Cluj, cel mai bine se caută colțarele extensibile. Anul acesta trendul de culori sunt culorile primare, albastru, roșu, galben. Avem și noi această canapea Klaus albastră. În fiecare an participăm la congresul expoziția Salone del Mobile, care este organizat în Milano fiecare an, luna aprilie. Au fost și anul acesta colegii mei, unde a fost prezent și Natuții cu o colecție nouă. Anul acesta o să colaboreze cu doi designeri internaționali, Marcel Wanders și Marco Bellini. Și o să, cu ajutorul cărora o să lanseze două linii inspirate din viața rurală a zonei Puglia, din natură, din viața de zi cu zi a cetățenilor orașului și din cultura lor. Au creat mese, au creat canapele deja, care reflectă forma naturei, a copacului, de exemplu, este o masă care trunchiul arată ca și cum ar fi copacii din Puglia, canapeaua care are liniile, nu are liniile atât de definite, ci rotunjite, care reflectă tot așa, culorile sunt pământii, deci asta o să fie noua colecție a Natuțiului anul viitor. Ne puteți oare spune cum se reflectă tendințele internaționale în preferințele clujenilor când vă calcă pragul? Da. Am observat că educația încă lipsește în privința asta, nu doar clujenilor, ci tuturor români din România, însă vestea cea bună este că sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt interesați atât de design cât și de produse de calitate și atunci sunt mai dornici să plătească chiar mai mulți bani pentru produse de branduri mai renumite sau chiar semnate de designeri. Și să investească puțin mai mult în produse de calitate. Mulțumesc frumos! Am avut alături de noi pe Timea Santa, managerul showroom-ului cu mobiliere de lux de pe strada București. Suntem înconjurați de lucruri spectaculoase, piese de mobilier unicate,
În exclusivitate le puteți găsi aici, la Natuții, și mulțumim pentru tot!